Mitropolitul Olteniei a participat azi la slujba dedicată Sfinților Constantin și Elena de la Biserica din Târgu Jiu ce poartă Hramul Împăraților. Lăcașul de cult a fost resfințit astăzi când este praznicul bisericii. Înalt preasfințitul Irineu a participat la slujba de la lăcașul de cult din centrul municipiului, de unde a plecat în jurul orei 13. La plecare a binecuvântat credincioșii care au ieșit să-l însoțească. Binecuvântați au fost și mai mulți localnici care au trecut prin zonă exact în momentul în care mitropolitul Olteniei se îndrepta spre mașină.